Ziua de 2 decembrie va fi dedicată la ONU persoanelor cu dizabilități. Reporterul TV Recluj Mihai Arsenie va ridica numele echipei fără prejudecăți premiul oferit de Organizația Națiunilor Unite acestei emisiuni. În discursul său, Mihai va vorbi despre problemele persoanelor cu dizabilități din zonele de conflict, aceste persoane fiind cele mai vulnerabile și mai expuse. Totodată, Mihai va face un apel în forul internațional pentru ca ONU să continue demersurile pentru salvarea victimelor din zonele de conflict. Fără prejudecăți, este prima emisiune din Europa pentru care lucrează trei reporteri TV cu sindrom Down. Este rezultatul colaborării între TV Recluș și Asociația Hans Spalinger, iar reporterii emisiunii sunt Raluca Avram, Mihai Arsenie și Bogdan Cristea de la Asociația Downcer din Cluj-Napoca. Multe dintre subiectele tratate în emisiunea Fără Prejudecăți au reprezentat premiere în medii Nu media din România. Emisiunea a plecat de la ideea că persoanele cu dizabilități merită să fie pe deplin integrate în societate ca un drept firesc al lor. Acesta este mesajul transmis prin emisiunea TV Fără Prejudecăți, difuzată la nivel regional de TV Recluj în fiecare vineri de la ora 17 și la nivel național de TV 3 în fiecare sâmbătă de la ora 13.30. Vestea primirii acestui premiu, care răsplătește la nivel mondial cele mai bune inițiative din domeniul dizabilității, a fost primită cu entuziasm de întreaga echipă. Miza colegilor noștri este aceea de a schimba mentalități și de a arăta că oamenii cu dizabilități pot fi resurse pentru comunitate, pot fi integrați în societate și pot fi utili lucrând și trăind cu demnitate alături de cei din jur.